Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului că ne-a făcut harul ca și în seara aceasta, la sfârșit de an, să fim în casa lui Dumnezeu, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Suntem la o sărbătoare și, de fapt, noi nu avem sărbători, ci fiecare zi e sărbătoare. Pentru că noi avem o veste care o ducem în fiecare zi. Trebuia să ziceți mai mulți, amen. De fapt, ori zis numai ăia care ori dus sau care duc vestea în fiecare zi. Ăia care vin doar la sfârșit de ani cu vestea, ăia într-adevăr mai mulți decât ăia care duc în fiecare zi. Să fie seara aceasta o seară de veste bună pentru sufletele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului! Cea mai cunoscută cântare a tuturor timpurilor, din totdeauna, știți care e? O ce veste minunată! Toată lumea o știe. Și ăla, Beat, aseară am fost cu tinerii în centru, de am cântat cu corul de tineri acolo, domnul, era unul abia să ținea pe picioare. Dacă cânta o ce veste minunată de crăpa pielea pe gură. Așa cânta. Era, o știa toată. Toate strofele le-au cântat. Cea mai cunoscută cântare a tuturor timpurilor, s-o cânta și de dimineață, ați văzut, instrumentiștii, după aceea ne-am ne cuplat cu toată biserica împreună cu ei, am cântat de vreo trei ore azi dimineață, o ce veste minunată. Cea mai mare veste a tuturor timpurilor, cântarea e aceasta, o ce veste minunată, dar cea mai mare veste a tuturor timpurilor poartă un nume, Emanuel. Asta e cea mai mare veste a tuturor timpurilor. Știți de ce o rezistat vestea aceasta atâția mii de ani? Știți de ce? Pentru că e o veste vie. Mai spun o dată, vestea aceasta care poartă numele de Emanuel, îi o veste vie, binecuvântat să fie numele Domnului. Și vestea aceasta, ia vie și pentru că îi vie, dă viață. Noi suntem în casa Domnului, pentru că vestea am primit-o și noi. Și vestea aceasta ne-o schimba viața. Suntem astăzi în casa lui Dumnezeu. Mulți de aici au fost în șanțuri, au fost bolnavi pe pat de spital, pe pat de moarte alții au fost în fel și fel de locuri. Dar astăzi lăudăm numele Domnului, pentru că Dumnezeul nostru este viu. O transmis o veste vie și pe noi care am fost morți în mocir la păcatului, ne-o adus la viață, binecuvântat să fie numele Domnului. Uitați-vă că vezi, veștile noastre ofilesc. Azi e ceva la putere, o știre la putere, toată lumea te invadează cu știrea aia și mâine uită toată lumea de ea, nu? al noastră o Dar uitați-vă, vestea care a lăsat o lăsat-o Dumnezeu în lumea noastră, prin Isus Hristos, este o veste care dă viață. Când ai nevoie de vești bune? V-ați gândit vreodată când ai nevoie de vești bune? De când? Când îți merge rău. Dacă ai pensie specială și vine, dar cred că nu-i nimeni general sau procuror pacia, nu? În fine, și dacă o ai, să ai grijă de ea dacă ai, da, dacă ai pensie specială din asta mărită, că se anunță că mai dă 5%, nu te mai interesează, că tu oricum ai din belșug. Dar când ai nevoie de o veste bună? Când îți merge rău. Când îți merge greu. Când ai probleme și necazuri. Vă îndemn acasă să citiți tot pasajul acesta, toată, tot capitolul 7 din cartea prorocului Isaia. O să vedeți că vestea aceasta, care am citit-o despre Domnul Isus, și semnul care lasă Domnul prin prorocul Isaia vine într-una dintre cele mai negre zile a Împăratului Ahaz. Vestea aceasta a mântuitorului nostru, știți când a venit? Când Israelul și omenirea parcurgea cea mai neagră perioadă a istoriei. 400 de ani de tăcere în care Dumnezeu nu vorbea. În care Dumnezeu, între Vechiul Testament și Noul Testament, au fost 400 de ani. Când nu s mai scris. S-au scris cărțile apocrive, da? Dar Dumnezeu o tăcut. Și ultimul cuvânt, dacă citiți, ultimul verset, ultimul cuvânt din cartea prorocului Maleachi, Vechiul Testament se termină cu un cuvânt. Știți care e cuvântul acela? Blestem. Ultimul cuvânt din Vechiul Testament îi blestem. Și primul lucru din Noul Testament, știți ce este? Iisus Hristos. Vechiul Testament se încheie cu blestem și Noul Testament începe cu vestea bună, cu nașterea Domnului. așa e viața noastră. Avem un moment, sau cei mai mulți am avut un moment, când viața s-a încheiat cu blestem, da? Cu probleme, necazuri, beție, poție, tot fel și fel. Dar te uiți că la un moment dat o interveni vestea bună. O veni vestea aceea care aduce viață, care ți-o adus viață în, în, familia ta, în, în casa ta, în sufletul tău. Și astăzi suntem în casa lui Dumnezeu din ce cauză? Că Domnul o trimis vestia vie și bună pentru sufletele noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ahaz primește vestea în cea mai neagră perioadă a vieții lui. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Versetul 2. Nu s-o citit, dar îl citim acum. Când au venit sirienii, au spus casei lui David, sirienii au tăbărât în Efraim. A tremurat, auziți, a tremurat inima lui Ahaz. Și inima poporului său, cum se clatină copacii în pădure când bate vântul. Când vine vestea bună? Când îl trimite Domnul pe Isaia la, la uh, împăratul acesta? Știți când? Când se clătina. Omenirea s-o clătinat. Omenirea avea nevoie de o veste. Avea nevoie de un sprijin. Noi oamenii încercăm să ne sprijinim noi, de aia s-au inventat psihologii și tot fel de, de oameni. De te încercă cumva să te țină pe, cu niște cârje. Hristos nu a venit să ne pună cârje. Hristos a venit să ne dea aripi, da? Că una e să mergi în cârje și alta e să zbori, da? Ne mai proptim, va de o pastilă, ne mai proptim, va de o ședință la psiholog, da? De Astea sunt propteli. Hristos nu a venit să ne dea o mână de ajutor, Hristos a venit să ne salveze. Gândiți-vă că vine Isaia și îi spune la Ahaz, ce șansă îi dă Domnul lui Ahaz. Trei oameni or primit în Biblie cec în alb, dar cel mai mare cec în alb pe care trebuia să scrie o sumă, o primit Ahaz. Eu zis Domnul la Bartimeu, da? Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Și putea cere orice. Și-o zis să-mi capăt vederea. Al doilea o fost Solomon. O zis Domnul către Solomon, cere ce vrei să-ți dau. Și o zis Solomon, dă-mi înțelepciune să conduc poporul. Bine era dacă zicea numai dă-mi înțelepciune, el o limita totul, toată înțelepciunea la popor. Și într-adevăr o condus bine poporul, dar familia sau pe el nu reușește reușit să se conducă, nu? Dacă cerea numai înțelepciune. Și al treilea om a fost Ahaz. Vine Isaia și îi spune, cere un semn de la Dumnezeu. Se uită Dumnezeu la el și îi face atârul ăsta. Și spune, ceri un semn. Și încă îi dă și indicii. Dar știți cum ăsta? Parcă a fost de la, era să zic, de la noi din adunare. Frate, nu, frate, eu nu sunt de amvon, eu nu sunt de, știi? Așa, azi, ceri un semn. Nu, frate. Băi, dar au zis Dumnezeu, pune la încercare, domnule. Ridică-te. Nu, știu, eu să așa umir. și o venit domnul și o zis, -o zis, -o zis Isaia, ceri un semn. Ori din cer, Oare ce se cerea? Ce ai fi cerut dumneatale? Că să-ți spună Dumnezeu orice cer. Eu sunt gata să fac. Vine Domnul și îi spune, cere un semn. Isaia îi trimis de Domnul și îi spune lui Ahaz, orice semn ceri, ori de pe pământ, ori din cer, cere semn. Și auziți, smerenia din el. Vine și spune așa, Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Dar de câte ori nu l-a ispitit pe Domnul înainte, da? De câte ori nu le ai ispitit pe Domnul când ai dat, nu știu, la restaurant 4 milioane și la săraci 10 lei. Îi ispită la Domnul așa ceva. Îi ispită, că nu ți greu să scoți, zic bă, bun, puțin, da bun, te-ai Dar o costa mult. Și când au fost vorba, săracul să primească ceva, dă 10 lei, de 15 lei. Că atâta. Nu ispită din partea Domnului? Nu ispită uh, nu din, din partea noastră la adresa Domnului? Când pentru noi, avem bani și dăm tot ce e mai bun pentru noi și când e vorba de Domnul, știi ce dăm? Ce nu ne mai trebuie? Ce ne-au rămas, nu? Surorile, să vedeți mâine. Frații, ascultați-mă. Uita așa -o, o să întoarcă prăjiturile de pe o parte pe alta, să vadă și ori schimba culorile sau nu. Mai rezistă două zile, mai, mai, le putem, o să întoarcă ce o rămas. De ce? Că e prea mult, e prea mult. În seara asta vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum poți să ai parte de vestea bună. Ne uităm în cuvântul Domnului în seara aceasta și vreau să vedem cum putem să avem parte de vestea bună. Ahaz a fost omul care a primit o veste bună. O primit de la Domnul mână largă și o zis, cere ce vrei, un semn, orice semn. Și uitați-vă că îi dă Domnul un semn, o zis, nu cer semn, nu. Nu lasă că o să dau, uitați-vă, semn, nimeni nu a mai primit așa semn, cum o primit Ahaz. O zis, fecioara va rămâne însărcinată în istoria lumii nu s-a mai întâmplat așa ceva. De ce? Pentru că o singură dată a venit Hristos și îl așteptăm să revină după noi a doua oară. Binecuvântat să fie numele Domnului. Primul lucru, ca să ai parte de vestea bună, ascultă tot mesajul. Ca să poți să ai parte de vestea bună, trebuie să asculți tot. Auzi ce spune cuvântul Domnului, versetul 13. Isaia a zis atunci, ascultați totuși, ascultați ca să poți să ai parte de vestea bună, îi nevoie să asculți. Dar uitați-vă cum suntem noi, foarte selectivi. Când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, selectăm. Ori bănuim că ne cunoaște, ori bănuim că e influențat, ori bănuim că știe de undeva, nu? Dar nu știa de unde, n-avea de unde să-mi zic exact la fix. N-avea de unde, Uite că Domnul vine și totdeauna când vorbește, el vorbește întotdeauna la fix. Și pretenția care o are Domnul de la noi, ca să putem avea parte de vestea bună, îi să luăm tot mesajul din partea lui Dumnezeu. Să ascultăm tot. Știți că sunt oameni care ascultă când le convine. Când nu le mai convine, Biblia, cuvântul adevărului, ia revista și să să uită pe partituri, atunci, nu? Aline, atunci a zice, dăm partitura că vreau să, să învăț cântarea. De ce? Că e ceva ce, ce nu-i convine. Dacă magii n-ar fi ascultat și n-ar fi înțeles, nu ar fi citit tot mesajul din partea lui Dumnezeu, n-ar fi avut niciodată parte de întâlnirea cu Domnul. Dacă n-ar fi ascultat păstorii pe câmpia Betleemului. Și atâta de mult îmi place. Pentru că Domnul vorbește și la cei din înalta societate același mesaj, nu-l schimbă să spună, bă, ăsta e doctor, nu o să-i spun că trebuie să se pocăiască. O să-i zic cumva că ar trebui cântarea, eu nu știu cine a inventat cântarea asta de Crăciun fi mai bun. Știi? Oamenii îmi spun. Dar nu asta spune Domnul, de Crăciun fi mai bun. Oamenii spun asta. Dar Domnul, știi ce spune? Învățați de la mine că eu sunt blând, sunt bun și smerit cu inima în fiecare zi. Noi zicem, bă, de Crăciun, să mai dăm și noi ce n-am dat, să mai facem curat. Nu, Domnul nu asta cere ci cerem fiecare zi să umblăm cu El, să umblăm în bunătate. Binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul același mesaj întotdeauna îl transmite și în alta societate și îl transmite și în pătura de jos. Nu? ce îmi place? Că Domnul i-a ales și pe aia de la țară. Ai zice, Domne, vrei numai de la oraș. Ai lucrat numai cu aia de la oraș. Dar uite că Domnul lucră și cu aia de la țară. Cu aia care se ocupă cu animalele. Cu aia care ai zice, nu poți un pic mai în spate, ne, ne deranjezi cu mirosul tău. Nu, Domnul cheamă primi primii oameni care primesc vestea. Primii oameni care au parte să-L vadă pe Hristos. Sunt păstorii de pe câmpia Betleemului. Pentru că să știi ceva, omul te poate denigra din cauza haine. Te poate denigra din cauza câștigului care l-ai venit, mai sus, mai jos, nu? În funcție de cât câștigi. Dar știi ce face Dumnezeu? Dumnezeu privește dincolo de haine, Dumnezeu privește la inima omului. Și îți spun ceva, dacă ești cu inima curată și îl cauți pe Dumnezeu, așteaptă-te în seara aceasta ca Dumnezeu să ți se descopere. Așteaptă-te în seara aceasta ca Dumnezeu să-ți vorbească. Domnul are o pretenție de la noi, întotdeauna să ascultăm tot mesajul din partea lui Dumnezeu. Te rog să afișezi Evanghelia după Luca de la capitolul 2 cu versetul 19. Spune cuvântul Domnului că ajung păstorii uh, la Iesle și îl văd pe prunc acolo. Văd pe Maria, se închină pruncului și își aduc darurile. Și spune cuvântul Domnului așa, Maria păstra toate cuvintele. Nu au zis, bă, până la jumătate au mers bine. o mers bine la, până la, la predică până la jumate. Dar de la jumate nu știu ce au fost cu Nu știu ce -a... Ce l-au apucat, mă, cu... să ne spun asta? Ce l-au apucat cu... Predică? Știi ce spune? Că Maria o păstrat tot ce au zis păstorii. Să zic că, vă dar voi veni să... păi, da, știi cine suntem noi? Noi suntem mai aleși. Câteodată ne vedem prea aleși, ca să ne mai vorbească Dumnezeu. Ne vedem prea sus, atâtea știm noi, că nu mai are, parcă și Dumnezeu de aia încetează câteodată să ne mai vorbească. Că suntem prea aleși. Dar zice că Maria era mama Domnului, o tânără fecioară. O zis că asta păstra toate cuvintele și și-aducea aminte de toate cuvintele. Pentru că, să știți, așa face și Domnul. Știți ce face? Ne ascultă toate rugăciunile. Psalmul 103 s-a citit uh, uh, azi dimineață, da? Zice, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui, că cel îți vindecă toate. Noi de ce selectăm atunci? De ce ne luăm numai ce ne place? De ce luăm numai ce-i pe placul nostru, pe gustul nostru? Știți ce a spus? sutașul Corneliu când ajunge Petru în casa lui, dacă vrei să afișezi fapte 10 cu 33, zice că ajunge Petru în casa sutașului Corneliu, să le predice. Trimis de Domnul, băgat la școală de Domnul rapid, așa să-i facă instructajul, și ajunge în casa lui Corneliu. Și spune cuvântul Domnului așa, Corneliu spune, am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, deci toți, toți, nu au numai noi, lăsăm pe ăștia, mai tineri. Lăsăm pe ăștia mai bătrâni că nu prea aud. Deci toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Nu ce vrei tu, ci ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui. Suntem dispuși, vreau să vă întreb, suntem dispuși să ascultăm tot ce ne vorbește Dumnezeu? Oricât îi de bună rețeta, frații mei, oricât îi de bună rețeta, Oricât îți de bune medicamentele. Dacă tu mergi acasă cu punga de medicamente, surorile, frații, știți că aveți câte o cutie din aia de pantof plină. Și zici, mă, nu iau ăsta că e rău la gust, ca și copiii mei, nu? Numai ăla care miroase a căpșuni. Ăla, îl place. Ăla îl ia fără nicio problemă. Dar vă mai aduceți, frații, surorile, aminte de biseptol? Ce gust avea? Eu a luat mult din ăla. Domne, nu te țineau de mâini, de picioare să-l poți înghiți. Guz rău! Domne, dacă mergi acasă și zic pe mine, asta nu-mi place, mă, eu asta o dau, ce mi-o da medicul ăsta, așa ceva, pe mine, să-mi facă rău la gust, să, să, să nu-mi placă, să-l iau. Și încep să scoți. Scoți antibioticul, scoți calmantele și rămâi cu siropul de tusă. Te întreb, te vindeci? Nu te vindeci. Nu te vindeci. De ce? Pentru că ai fost selectiv și ai scos afară. Ce ciudate! când e vorba de păcat, când e vorba de plăcerile noastre, când e vorba de tabieturile noastre, nu suntem selectivi. Suntem, zici că tot sunt, suntem Solomon. Am dat sufletului meu tot ce și a dorit. Nu contează în sărbătorile, mă. Nu ne mai uităm la bani. Ba, uită-te la bani. Uită-te, fă selecție în lucrurile astea. Știi la ce să nu faci selecție? Atunci când îți vorbește Dumnezeu. Ia tot mesajul din partea lui Dumnezeu. O venit Isaia și a spus, ascultați mesajul din partea lui Dumnezeu. Întotdeauna, nu te uita cine transmite. Nu te uita cine e la microfon, că noi suntem numai boxa care emitem. Dar la capăt, întotdeauna, la microfon, ar vrea întotdeauna să fie glasul lui Dumnezeu. Să simți că îți vorbește Dumnezeu. Să, de, de obicei, să știți, Tratamentul care e mai rău la gust, ăla ne face mai bine. Ăla, ăla îți face mai bine. Ăla care e mai rău la gust. Ăla care ne perie. Ți-ar place doctorul să-ți să spună, domne, arăți foarte bine, ai o boală gravă, dar nu vreau să te năcăjesc. Nu vreau să ți te... dă cu un ăsta. Nu te acasă, ești super, îmi plac pozele de pe Facebook-a tale. Ce ai zice? Domne, îți joc de mine? Păi mie dăm tratament. Nu vreau să mor. Păi, când vin ai mintea Domnului și vrei să primești vestea bună, fii dispus să primești tot mesajul din partea lui Dumnezeu. Fi dispus să primești tot ceea ce îți spune Dumnezeu. Păstorii din câmpia Betleemului, dacă nu erau atenți la toate detaliile, se, se putea tare mult să se încurce. Pentru că Domnul Îngerul le dă, le dă detalii foarte interesante, foarte la fix. Și le spune așa, veți găsi, căutați și veți găsi un prunc. Păi dacă intrau în Betleem și ziceau, bun, gata, prunc, ajunge, noi avem detaliile. Și mergeau să caute câți prunci credeți că nu erau un Betleem. Erau mulți, da? Găseau prunci mai mulți. Dacă zicea, am mai luat un detaliu, veți găsi un prunc înfășat în scutece. Zicea, bă, dar ne ajunge și asta. Câți prunci nu găseau înfășați în scutece? Mulți, așa? Că e haina pruncului, scutecu. Nu erau pam pe atunci. Nu erau de unică folosință. Erau scutece. Dar au făcut domnul la final diferențierea. Și au zis, veți găsi un prunc -ă, înfășat în scutece și culcat într-o... Câți puteau găsi așa ceva? Câți prunci erau înfășați în scutece, culcați în iesle? Câți? Unul singur. L-au găsit? l-au De ce? Că asculta tot mesajul din partea Domnului. Să facă Domnul în seara aceasta inimile noastre să fie deschise și să luăm tot mesajul din partea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. În al doilea rând, când vrei să ai parte de vestea bună, crede tot ceea ce auzi din partea lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns că auzi. Și Irodul auzi. Dar o să vedem în seara asta că o și crezut. Ciudat. Irodul -o, o să vedem că o crezut. Nu a fost om necredincios, dar o crezut cum a vrut el. O crezut cum a vrut el. Suntem oamenii, când e vorba de credință, suntem oamenii procentelor. Nu ne place să credem, ne place, dar numai cât vrem noi. Atât au fost de la Domnul, atât au... Nu, nu, oamenii întotdeauna ori luat, care ori dorit să aibă parte de vestea bună, ori crezut tot cuvântul lui Dumnezeu, Domnul nu merz niciodată să dea un mesaj, dar pe cineva să-l pună să meargă pe credința altuia. Să spună, dacă o să creadă și Socrata, te bogăiești. Dacă nu crede, să nu te bogăiești. Nu. Întotdeauna Dumnezeu a avut pretenția când ascultăm mesajul să-L credem, că degeaba îl auzim. Degeaba spunem că sunt unii care cred. Dau din cap așa, da, Doamne, trebuie să ne pocăim, dar nu fac nimic. Nu fac nimic, o să vedem în, în partea finală. Oamenii care aud Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-și creadă tot mesajul din partea Domnului. Când e vorba, frații mei, ascultați-mă. Când e vorba de mesaje din astea, de ridicare, când e vorba de mesaje de periere, aleluia. Cât mai multe, cât mai multe, să ne dea Domnul, să ne spune biserica, păi la toate din Apocalipsa le zis, am văzut, știu păi dacă se oprea numai acolo dacă se oprea, noi vrem numai prima parte, să ne spune Domnul cât ne chinuim noi pentru lucrarea Domnului să ne spune Domnul cât transpirăm pentru lucrarea Domnului nimic să nu corecteze, nu cumva să corecteze, când e vorba de corectat în viața noastră așa ne apucă un duc de necredință așa ne apucă duc de necredință, nu știi s-o vorbi Dumnezeu nu ți-o vorbit Dumnezeu. Știți că Dumnezeu întotdeauna, când vorbește, întotdeauna El are în vedere îndreptarea omului. Are în vedere reabilitarea omului. Degeaba vii și îți plac predicile. Degeaba vii și îți place cântarea de laudă. Dar știți ce face Domnul? Întotdeauna El își păstrează direcția și mesajul. La magii le-au vorbit în felul lor, că erau oameni învățați. La păstor -o vorbit în felul lor. La Irod a au vorbit în felul lui. Că dorit și Irod să fie recuperat. Dar nu a schimbat mesajul. Același mesaj. Era vorba despre mântuire și despre mântuitor. V-ați gândit vreodată de ce Dumnezeu o trimis în lumea noastră mântuitor? De ce? Pentru că a văzut cea mai mare nevoie a omenirii, a tuturor timpurilor. Nevoia omului nu a fost nici de mâncare. Cea mai mare nevoie a noastră nu e nevoie de mâncare. Pentru că dacă am fi avut nevoie de mâncare, Domnul ne-ar fi trimis, știți ce? Un bucătar. Să ne facă de mâncare. Ăștia sunt bun ca primar, nu? Cei aleg ăștia care dau, care dau de mâncare înainte de alegere, ăștia atât să alegi, nu? Dar nu asta e Domnul a văzut că nevoia omului nu-i nevoie de mâncare. Domnul s-a uitat și l-a văzut că nu-i nevoia de vindecare. Dacă era nevoie de vindecare, de sănătate, cea mai mare nevoie, ne dădea un doctor, da? Trimitea un doctor să ne vindece. Numai asta să facă. Să stăm la cabinetul lui și numai să ne vindece. Dacă vedea Domnul, Dumnezeu, că cea mai mare nevoie a noastră, îi nevoia a noastră de uh, relaxare, de odihnă, ne dădea, domne să dormim 20 de ore și numai 4 ore să lucrăm. Ne trimiteau un, nu știu, pe cineva să ne cânte, așa să ne adormă în continuu. Dar Dumnezeu s-a uitat și a văzut că cea mai mare nevoie a omenirii e nevoia de mântuire. E nevoie de salvare. Și știți ce ne-a trimis? Un mântuitor. Și Isaia spune, iată fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Asta e cea mai mare nevoie, să știi că Dumnezeu e cu tine. E cea mai mare dorință a sufletului meu. Când plecăm din locul acesta, să avem siguranța că Dumnezeu e cu noi. Degeaba avem pe casele noastre, Hristos a născut. Degeaba avem colin, Astea sunt numai picturile noastre, intervenția noastră în tabloul lui Dumnezeu. Dar tabloul lui Dumnezeu nu are legătură cu ceea ce vedem noi, cu pins de cărucioare, cu um, facturile la gaz astea mărite în luna decembrie. Nu, la curent, nu. Dumnezeu nu așa o creat, nu așa o lăsat tabloul acesta. Și o lăsat să privim, să ascultăm, să credem mesajul din partea lui Dumnezeu. Ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Și Irod avea credință. Credea că magii se vor întoarce înapoi la el. O zis, mergeți, închinați-vă și dați-mi și mie de știre ca să, ca să vin și eu să mă închin lui. Credea că magii se vor întoarce la el, dar știți ce n-avea credință? Să facă câțiva kilometri domne, drumul ăsta să-l facă prin credință. Să zică, vin și eu, vin și eu împreună cu voi. Știți ce e ciudat? Să nu faci drumul cât ești sănătos, cât ești în viață, cât ești pe picioarele tale. Ce trist ca falimentul și boala și necazul să te facă să te întorci cu fața spre Dumnezeu. E atât de trist. Când tu ai o veste bună, când tu ai un mesaj din partea lui Dumnezeu, venit din partea Domnului, tu să zici, dar eu mai am timp. Mergeți voi, surorile, dacă ar fi să ridicați mâna, pe câte vor dus de nas bărbații dumneavoastră, mă pocăiesc, femeie, lasă un pic, 2024, o să mă pocăiesc. De câți ani de zile nu tot așa spune, lasă un pic să ies la pensie. O ieși la pensie, nu s-o e asta lui, Irod. asta e credința lui Irod. Și eu o să vin. Îi bine că dai drumul la YouTube, la, la biserică. Îi bine că o să vin și eu. O să vin și eu. Dar știi ce face Dumnezeu? credința el o măsoară. Noi nu avem un, un aparat de a măsura credința. Eu nu-ți pot măsura credința dumneatale și nici dumneatale pe a mea. Dar știți cine o măsoară? Dumnezeu. Și Irod a spus, și eu vreau să mă închin. Cine o descoperi că nu dorea să se închine? El a spus, frate, dar eu vă iubesc, eu te iubesc, frate, eu sunt devotat. Cel ce are unitatea de măsură, cel ce are cântarul știe să cântărească. El vede ceea ce, dacă ceea ce spunem de pe buze se conectează cu inima, că și Irod, nu cumva, dar nu ridicați mâna, câți ar fi care au credința asta lui Irod, care spun ceva, dar în inimă spun, cum o zis o soră, se certa cu aia altă și nu mai știu ce să spună rozi. Domnul să te binecuvinteze, nervoasă, flăcă, nu mai știu ce să-i spună, apoi numai binecuvântare nu a fost aia, nu? mă dorința de a fi bine, de câte ori n-ai zis, să nu să vă bine, că ai milă Domnul de tine. Ai fi spus altceva, nu? Și Irod a spus, mergeți, închinați-vă, când mai aveți program. Mâine seară, vin și eu, ținem loc, la patru nu-ți mai răspunde la telefon. Îl sun și nu-ți mai răspunde, de ce? Că el e condus de credința lui Irod. Dar știți ceva? Cel care vrea să aibă parte de vestea bună, crede tot cuvântul din partea lui Dumnezeu. Întotdeauna, frații mei, Credința are ca soră răbdarea. Credința are ca soră răbdarea. Credința are, are puterea să aștepte. Credința întotdeauna umblă în răbdare. Știi ce -i? Îi greu să ai răbdare ca să vezi planul lui Dumnezeu împlinit. Poporul Israel și-o pierdut răbdarea, de atâtea ori și-o pierdut răbdare. Și-o pierdut răbdare, ei vorbeau despre Mesia, dar nu mai avut puterea să stea în răbdare, să priceapă că Mesia s-a născut. Și-o pierdut răbdarea. Întotdeauna, când omul e conectat cu credința adevărată, omul acela trăiește în răbdare, are răbdare să se împlinească planul lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu. O sora decide din biserică, nu-i dau numele, i-am cerut voie să mă lase odată, dar uite acum mi-a pus Domnul pe inimă să, să vă spun despre sora aceasta. Poate unii dintre dumneavoastră vă povestit dânsa. Dar i-am cerut voie, zic, mă lăsați să vă spun, ce, să spun bisericii ce-mi povestiți dumneavoastră. Și au zis, da, dar să nu zici numele, nu zic numele, nu, stați liniștit. mi am povestit sora aceasta că avea probleme la servici. Directorul dorea să o dea afară, își făcea foarte bine treaba, muncea foarte bine, mai bine ca toate. N-aveau nimic să-i bage de vină la locul de muncă, serioasă, copila Domnului o femeie care îl iubea pe Dumnezeu și aducea cinste numelui lui Dumnezeu. Dar avea o problemă. Știți ce problemă avea între ghilimele? Vorbea de Dumnezeu. Și directorul de la ea, de la firmă, un ateu convins, îi spunea, pe tine te dau afară, dar n-avea cu ce să o dea afară, că n-avea litera I, n-avea ce să scrie acolo la litera, la litera I. Și o zis, caută de lucru, că eu vreau să te dau afară, să-ți cauți de lucru în altă parte. Și o zis, sora zice, atât am fost de dărâmată, colegile mele, mă vorbeau de rău la director, numai ca să mă dea afară. Și zice, stăteam peste program, îmi făceam norma, îmi făceam tot ce, ceea ce trebuia făcut la locul de muncă. Și zice, într-o zi, o trimis Dumnezeu pe cineva la mine, care mi-a vorbit din partea lui Dumnezeu. Și-a spus Domnul așa către ea, femeie, ai răbdare că vei vedea ce voi face pentru tine. Ai încredere în mine că nu te las, nu te părăsesc. Dai răbdare și vei vedea intervenția mea. Zice, au trecut luni de zile, au trecut un an, au trecut doi ani de zile. Zice, era mai mare presiunea. Zice, aproape săptămânal directorul mă întreba, ți-ai ți luat transferul, vreau să scap de tine. Până la ură au ajuns, au ajuns vorbele care îi le arunca. Și zice, din nou m-am pus înaintea Domnului și Domnul din nou îmi spunea, taci, crede în mine și ai răbdare că voi lucra și vei vedea ce voi face cu tine. O zi sora așa către mine, frate Dani, cinci ani de zile am trăit în teroare la, la servicii, cinci ani de zile am fost terorizat. am vrut să scap de serviciu ăsta, am vrut să nu mă mai duc, atât am fost de, de terorizat. Dar știi ce zicea domnul? Taci și ai răbdare, crede în mine că vei vedea ce voi face pentru tine. Era în perioada când banii nu se, nu se, făcea transferul de bani de pe cont. Intrai pe aplicație și făceai plata. Nu, se ducea plasa de bani la bancă, la caserie și era... Și într-o zi directorul îi spune, e geanta cu bani, aveau încredere în ea, asta era ciudat, o urau, dar știau că e cinstită. Și zice, e geanta cu bani și te duci la caserie, la bancă, duci bani, avea foaia pregătită cu stocul de bani, cu monetarul, și-o luat sora noastră o luat geanta cu bani și o pleca la bancă. Când o ajuns acolo la bancă, caserița de la bancă îi spune, Doamnă, zice, dumneavoastră aveți mult mai mulți bani aici, ce se întâmplă, ceva nu e în regulă. Și o zic, nu se poate, cum? Zice, directorul mi-a pregătit banii, mi-au pus tocuri aici. Zice, uitați-vă, i-am numărat toți. Era, o zis sora, zice, era cât un apartament în Timișoare, era în plus, față de cât trebuia să fie normal. Zice, când am auzit, m-am speriat. Zice, în momentul acela, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut conștientă că începe intervenția lui Dumnezeu. Am simțit că Dumnezeu începe să intervină. O sunat la firmă și o zis, cine a făcut stocul de bani de acolo, de la bancă? Cine a făcut monetarul? O zis directorul. Directorul, ăla care o zis că te dă afară. Ăla care o zis că te urăște și vrea să te, 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 te dea afară o lăsa banii care trebuiau lăsați și o venit cu suta de mii de lei, cum era pe atunci, o venit cu suta de mii în geantă înapoi la serviciu. Și o zis, domn director, mi-ați spus o sută de mii de lei, cât un apartament, e în plus. Și o zis, nu se poate, cum să-ți spun? Și o zis, atâta mi-ați spus, uitați banii aici, tot care mi-ați pus în plus. I-am adus înapoi ca să nu intrați în pușcărie. Sora mea a povestit, frate Dani, zice, cât o fost de director și de mare s-o prăbușit în genunchi. Și o zis, nu te mai dau afară. Zice, văd că Dumnezeu există, văd că Dumnezeu te iubește pe tine, că puteai să iei bani și nu știa nimeni unde ori dispărâi, nu știa, n-avea nicio dovadă, nu era o camere de filmat. Dar știi ce a zis Dumnezeu? Taci și ai încredere în mine. Știi ce vreau să-ți spun din partea lui Dumnezeu? Ai încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu nu te uită, Dumnezeu nu te lasă de izbeliște. Frații mei, noi nu, nu suntem creduli, ci noi avem încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu ce spune duce la îndeplinire, binecuvântat să fie numele Domnului. Evrei 11 cu 1 ce spune? Și încrederea, credința este o încredere neclintită. Uite ca a se clătinac, exact ca și copaci în pădure. Dar zice Domnul, 5 ani de zile, stai și o să vezi, rabdă, 5 ani, Doamne, un, un an mi greu. Un an și-o zis, domnul, cinci ani stai acolo, dar vreau să plec, vreau să mă mut la altă firmă. Zice domnul, nu pleci, că am de lucrat cu tine. Știi că atunci când lucrează Dumnezeu cu tine, s-ar putea să fie presa strânsă tare. Dar ai încredere în Dumnezeu. Că Dumnezeu are un plan de binecuvântare pentru tine și pentru viața ta. Învață din seara asta, fratele meu, Doamne și Domnule, să-ți pui încredere în Dumnezeu. Amen. Indiferent prin ce situație treci, Dumnezeu nu te va lăsa de izbeliște. El ce promite? Indiferent pentru Israel au trecut 400 de ani în care Dumnezeu tăcea. Dar primul mesaj, știți care au venit? Că există salvare. Există mântuire, există mântuitor, binecuvântat să fie numele Domnului. Și al treilea lucru, ca să ai parte de vestea bună, caută-l pe cel ce a trimis vestea bună. Caută-l pe cel, ascultă, crede ceea ce spune. Și nu-i de ajuns. Că Irod, ascultați, Irod a avut astea două lucruri. O ascultat, că de aia o... le-o pus tătie cap la cap, o ascultat. eu o chema pe mari preoși și zic, bă, povestiți -mi și mie din cărțile voastre. O ascultat tot, Bă, ăsta nu ți ieșa din clasă. Nici pauză nu-i trebuia de, de, la, de, la, ore. Așa e gură cască, nu să audă tot. Tot. Știți că Irod o crezut? Irod o crezut, domne. Că de aia omoră copii. O crezut că s-a născut Mesia. Ceea ce ăștia cred din templu nu au crezut. Irod crede. Nu cumva ai și tu starea lui Irod? Asculți tot? Îți place. Asculți tot. Ești, știi cum, ca Irod, știi cum era I Irod? Iubit ascultător. Ăsta vine, 10 lei la colectă, s-o găta programul, o rupt ușa, o săptămână nu-l mai vezi. Ăsta iubitul ascultător. Vine, ascultă, bancă și crede. Stă pe bancă, spune așa, mai zice câteodată și vorbește, Doamne. Dar nu pentru el, nu? Pentru altul. Dacă se potrivește mesajul pentru altul, îl vezi că Irod spune de pe bancă, vorbește, Doamne. Dar nu cumva se vorbească pentru el. Nu cumva să vorbească. Păi mesajul adevărat îi vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Eu dispus. Dar el o crezut. Irod o crezut. Sunt oameni care cred. Cred că există iad. Cred că există rai. Știți ce n-au puterea oamenii aceștia? Să continue drumul la Hristos. Ăștia n-au putere. Sunt oameni care se opresc exact aproape de binecuvântare. Gândiți-vă care ar fi fost starea lui Irod. Ce s-ar fi scris în Biblie de Irod? Ce s-ar fi scris în Biblie de Ahaz dacă îndrăznea să pornească prin credință lucrarea aceasta, să ceară un semn de la Dumnezeu? Oare ce se scrie aici în capitolul 7? Ce semn ar fi rămas în Biblie? S-ar fi scris Ahaz, acel rud lucrul acesta el zice, nu, frate, eu sunt umil. Eu sunt umil. De -o Dumnezeu dacă ești umil? Faptul că te arunci prin credință în drumul acesta al umblării cu Dumnezeu, nu înseamnă că ești mândru, ci înseamnă că ți-ai pus toată încrederea în Dumnezeu. Pornești drumul acesta. Magii ori porni drumul. Păstorii ori porni drumul. Toți. Numai Irod nu a putut porni drumul. Irod a rămas blocat. În seara aceasta vreau să, să te întreb. Tu ce vrei să faci în sărbătorile astea? ai de toate, tot e spuse pe masă, tot e spuse la rece. Dar îi ceva ce nu funcționează, îi ceva, ești tot într-o perioadă ca și ahaz, când tremuri, ai amenințări financiare, sentimentale, ai amenințări spirituale, nu poți dormi noaptea. În seara asta vreau să-ți spun că Domnul are o veste bună pentru tine. Ascultă mesajul din partea lui Dumnezeu și apropie-te de Dumnezeu. Mergi prin credință. Nu știu ce te va aștepta, nu știu cât e de, drum, de lung drumul. Pentru major a fost peste o, între 1000 și 2000 de kilometri, pentru păstor a fost acolo câțiva kilometri de pe câmpiile Betleemului. Nu fost de Pentru unii mai lung, pentru alții mai scurt. Dar să știți, toți trebuie să facem. Că e mai lung sau mai scurt drumul, noi trebuie să-l facem prin credință. Dar nu o credință din asta ca a lui Rod. Și o credință în făgăduințele lui Dumnezeu. O credință în puterea lui Dumnezeu. De aceea, în seara aceasta, ar vrea să ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Irod a avut o boală din asta, fratele Prundeanu nu e aceea, poate îl întreb Paul, dacă scrie în cărțile de, de medicină, dânsul a fost ortoped, da? Că Irod, boala asta a avut, o boală locomotorie. Când a fost vorba să facă, el a fost dat, tot bune la tot e bune. Dar când i vorba să facă, nu au făcut nimic. Nu știu ce-l dureau, șoldurile, genunchii, de n-au putut să se deplaseze câțiva kilometri. Știți că îți unii, mi o zis cineva odată, au zis, am venit până în fața adunării și n-am putut intra în adunare, am plecat acasă. Păi nu e asta o boală de la Irod? Nu e boala lui Irod, o boală locomotorie? Domne, vine ăla de la depărtare, 2000 de kilometri. Vine ăla de pe câmpia Betleemului și nu se plânge. Și noi, tă, oare să merg, oare să mă duc, Oare să nu mă duc? Nu cum vai Duhul lui Irod? Știți ce ar vrea în seara asta? Peste întreaga adunare să vină Duhul lui Dumnezeu. Să ne dea Domnul putere să ne ridicăm prin credință. Și nu știu cât mai e, poate ești la finalul drumului sau eu sunt la finalul drumului. Dar vrea să-l parcurgem prin credință. Pentru că Domnul s-a jertfit pentru noi, binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să închei. Citeam într-o carte, în cartea unui păstor american, o povestit fratele acesta la un moment dat, Că soția lui a fost bolnavă pe moarte. Ori dus-o stare gravă la spital, dintr-o dată s-a îmbolnăvit și doctorul i-a sunat pe el, pe e, copiii lui și a spus veniți vă rog repede cei care aveți grupa sanguină AB. Soția dumneavoastră are nevoie de un transplant de, de, de sânge, de o transfuzie de sânge și zice nu avem sânge grupa ei. Zice vă rog frumos cei din familie care aveți grupa aceasta veniți și donați sânge. O suna fratele pe copiii lui, pe cei care i-au avut aproape și au zis, ce grupe aveți? S-au verificat fiecare și au găsit că niciunul din familie nu avea grupa care trebuia la soția lui. O plecat năcăjit la, spre spital, s-au urcat în mașină și o plecat spre spital. Și pe drum era un soldat cu valiza în mână și făcea cu autostop. O scris omul acesta în carte. Și o stătea, eu mergeam năcăjit, plângând spre spital, o zis veniți, doctorul, veniți să vă luați adio de la ea, că în câteva ore va murit, că nu avem sânge să-i dăm. Și zice, dintr-o dată îl văd pe soldat cu mâna întinsă, mă zis ce -mi trebuie mie să iau soldați acum la ora asta? Eu n-am nevoie, eu am necazurile mele. Dar zice, când am ajuns în dreptul lui, dintr-o dată am oprit mașina. Se urcă soldatul cu valiza lui, îl pune acolo lângă el zice, nu zice nimic o perioadă, câteva minute, dar zice, îmi vede lacrimile, îmi vede îngândurarea, îmi vede, vede lacrimile și durerea. Și zice, soldatul mă întreabă, domnule, de ce sunteți așa năcăjit? Ce s-a întâmplat? Și zice, încep să-i spun la soldat, bă, băiatule, uite, mă duc să-mi văd soția pentru ultima dată. Pentru că zice, are nevoie de o transfuzie de sânge și nu avem grupa care o trebuie ei. Și-a soldatul, ce ce grupă vă trebuie? Și au zis grupa AB. O băga soldatul mâna în buzunar și o scot legitimația lui de soldat. Pe spatele legitimației, printre alte date care le avea scrise acolo, scria și grupa sanguină. Și au zis, domnule, duceți-mă pe mine la spital, că eu vin să donez pentru soția dumneavoastră, că eu am exact grupa ei. Și zice, vreau să vin eu să donez. Și povestea păstorul acesta în carte, o scris așa și o zis, L-am dus pe soldatul acela. Am oprit din întâmplare. Nici n-am vrut să opresc. L-am dus și -o donat. Soția lui, spunea păstorul, o mai trăi 47 de ani. Că cineva o venit și o donat sânge pentru ea. Diavolul știi ce scrie în dreptul tău? Moarte. Hristos o venit și ne-a arătat pe legitimația lui că scrie viață. Are exact grupa sanguină care ai tu nevoie. Are exact soluția pentru problema ta, pentru necazul tău știi ce trebuie să faci? Oprește în dreptul lui. Oprește în dreptul lui în seara aceasta și spune, Doamne, am tot apelat la unul și la altul, am apelat într-o parte și în alta. Și toți au zic, n-am cu ce să te ajut, că nu-s grupa ta. Nu-s grupă cu tine, n-am nici suma care ți-o trebuie, nu pot să te scot din depresie. Dar e cineva care dacă oprești și urcă în viața ta, el are un nume despre care am citit în seara asta, că poartă numele de Emanuel care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. El nu coboară până nu-ți rezolvă problema. Știi când sunt problemele noastre rezolvate? Când ajungem dincolo. Până atunci știi ce îmi doresc? Să primim vestea bună în inima noastră. Să călătorim cu El până la capătul drumului. Și la capătul drumului să fim totdeauna cu Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin.